Salutare prieteni, eu sunt Surdaciu și acesta este episodul 43 din seria de Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou din această serie. Astăzi avem doar 3 cufere de deschis, 2 gratuite și 1 de aur, dar asta la final de episod, așa cum v-am obișnuit până acum. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade și serii noi. Înainte să mergem să jucăm primul meci, prieteni, ca de obicei mergem în shop să vedem ce se mai întâmplă pe aici. Avem Skeletons pe care noi folosim Giant-ul, încă îl mai folosim, Witch-ul, aș da 2000, dar avem nevoie de 4, dacă dau 2000 dau degeaba. Pe aici activitate ca de obicei, haideți să mai cerem și noi niște cartonașe, cerem Hog-ul. Perfect, cum stăm cu trofeele? 1631, mai avem nevoie de 69 de trofee până în Arena 6. Să sperăm că o să câștigăm astăzi. Două meciuri ar fi perfect, sau un meci, o remiză ca data trecută. Conchestul nu-l putem deschide în acest episod, dar ne putem apropia ca să îl deschidem în episodul următor. Haideți să vedem ce adversar întâlnim, dar înainte să ne uităm la deck, upgrade la astea 2 nu facem. Haideți să jucăm, să sperăm că o să câștigăm. Oh, deja ne-a băgat în arena 6, are nivel 7, noi 5, nasol. L-aș fi vrut să ne bage în arena 6. A dat cu săgeți, nu-mi vine să cred. Hai, Hog, hai. Hai, trebuie să iei 1000. Să rămână cu 1000. Încă una. E ok și așa. Punem Walkiri pe Walkiri. Ia să vedem. Ar fi prima noastră victorie în arena 6. Trebuie să fim atenți ce punem. Giant-ul punem aici. Mie să nu pune el acum ceva. Punem așa. O să pună sigur ceva. Cum aș vrea să mergem cu vrăjitoare în spate la Giant. Hog-ul trebuie să distrugă. Hai, Hog, hai. Punem și ăsta micul. Perfect. Nu mai trebuie. Nu ne-a atins nimic până acum, însă nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Acum intrăm în ultimul minut, dar aș vrea să câștigăm acest prim meci. Dăm drumul la Pekka, Walkiri. Dăm drumul și la asta. Hog-ul pleacă aici. Punem Baby Dragon-ul. Haide. Bun. Hog-ul e ok, s-a descurcat acolo. Perfect și aici. Dacă a căzut și turnul ăla, nu cade. Punem vrăjitoarea. Bombarul. Baby Dragon-ul, trebuie să rezistăm. Mini PK. Haide. Da. Am câștigat, a și ieșit din meci, probabil s-a supărat. Bun, 37 de trofee, nu-mi vine să cred. Cele mai multe trofee câștigate până acum. Un silver chest și 14 bănuți. Mult succes pe mai departe, chiar dacă nu mai vezi. Am dat, good luck. Bun. Și avem 1668 de trofee. Asta lăsăm așa deocamdată, nu schimbăm.
Deci mai avem nevoie încă de 32, dacă am câștigat încă un meci și am fi aproape de Arena 6 sau nu se știe, poate luăm peste 30 și intrăm în acest episod în Arena 6. Sper să nu pierdem deoarece ne-ar scade 30 de trofee. N-am face mare brânză, am ajunge la 1638, mi-ar mai trebui 62. Să sperăm că îl câștigăm. Dacă nu mai trebuie să așteptăm până intrăm în Arena 6 și n-aș vrea Arena 5. Nu le-am mai băgat în Arena 6. Ia să vedem. Are nivelul 8, o să fie foarte greu acest match. Dăm drumul la Hog. Perfect. Haide, omorâți-o. Din păcate nu. Da, punem noi acum mini PK. Avem nevoie de vrăjitoare. N-a murit vrăjitoarea, nu vine să cred. Poate că nu trebuia să pun focul. Da. Hai, bombă, hai. Hai. O să cadă turnul, dar n-avem ce să facem. N-a căzut, da. Nici mult nu mai e. L-a pus pe la mare. Punem ăștia mici. Bun, acum trebuie să ne ocupăm de turnul din stânga, că o să cadă și al nostru, 100%. Joacă bine. Aoleu, l-a pus pe la mare. Haideți, aveam nevoie de Walkiri. Nu-i bine, pierdem. Da, o să pierdem. Da, nu vine să cred că am pierdut meciul. Câte ne iei? 25. Am făcut 12 trofee la acest episod. Îmi pare rău că n-am câștigat și acest meci. Avem 1643, deci mai avem nevoie de 2 victorii. Poate în episodul următor o să urcăm Arena 6. Acum deschidem cuferele, prieteni. Ia să vedem Frecestul ce ne oferă. 53 gold, 6 barbarieni și un goblin hut. Al doilea, 54 gold, un minion și 6 knight. Și probabil cel mai important cufăr din acest episod, cel de aur, ne dă 134 gold, un fire spirits, 3 cannon, 2 tombstone și 17 knight. Fix ce nu ne trebuie, ne dăm. Da, n-avem ce să facem. O să punem să se deschidă silver chest-ul de Arena 6. Și ne oprim aici, prieteni. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe noutăți, episoade, serii noi. Acesta a fost episodul de astăzi. Eu sunt Sordaciu și până data viitoare, dau cu pace. Vă aștept în următorul episod. Pe data viitoare.